Bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii ZF, deschiderea de astăzi, 31 martie 2021. Discutăm cu Aurel Bernat, director general al BT Asset Management. Aurel, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Liviu! Mulțumesc tare mult că ești alături de noi. Aurel, jumătatea săptămânii începem o ședință de tranzacționare după un maxim istoric. Ieri am avut un maxim istoric prin prisma indiciului principal BET și nu doar maxim istoric, ci și pentru prima oară peste pragul psihologic, putem spune, de 11.000 de puncte, mai exact 11.097 de puncte, o creștere de 1% față de ședința precedentă. Și aș vrea să începem discuția noastră pe marginea acestui maxim istoric al Bursei Românești și să te întreb prima oară cum se vede din perspectiva unui administrator de fonduri. În primul rând să-ți spun așa ca o părere personală sau un feedback al unui administrator e că sunt vești bune, extrem de bune. Dacă mă gândesc la clienții noștri, cei pe care avem aproximativ 50.000 de clienți, cei care sunt în zona de acțiuni, piațe de capital, fonduri mixte, pot spune că sunt toți fericiți. Așadar, pentru un asset manager, cel mai important este piața să aibă creșteri sustenabile și chiar ne uităm cu încredere, poate vom povesti de-a lungul emisiunii și la ce ne mai aduce viitorul, dar anul a început bine, nivelele la care am ajuns, așadar sunt îmbucurătoare și pentru client și pentru un asset manager, pentru toată lumea. Uite, apropo de acest început de an, astăzi este și ultima zi din primul trimestru, un trimestru în care vedem că indicele principale au urcat cu 13,5% aproximativ. Doar în luna martie avem o creștere de aproape 9%. Ce s-a întâmplat special în luna martie? Au venit și rezultatele convocatoare de dividende să fi susținut atât de mult creșterea BET? Eu cred că e un trend general, global, legat de acțiuni și de dorința de a fi investitor. Iar lucrul ăsta se reflectă atât la nivel instituțional, adică zona fondurilor de pensii, respectiv cele de investiții, au dorință investițională și investitori care au venit, dar se suprapune și cu foarte mult retail din punctul meu de vedere, care aferent închiderii lui 2020, în care s-au văzut creșteri post-pandemie suficient de atractive, au ales și individual să intre în piață. Mă uitam la un moment dat că nivelul de tranzacționare retail începe, nu mă refer doar la bursa din România, aici vorbim global, este cam în zona de maxime, tranzacțiile intraday ale investitorilor persoane fizice sunt la nivele de maxim istoric. Așadar, cred că se suprapun mai multe și s-au suprapus mai multe în martie. Un final de an 2020, bun din punct de vedere a pieței de capital, o continuare de stagnare sau chiar aici colo scădere pe zona titlurilor de stat, un februarie eventual mai volatil în zona titlurilor de stat, dar nu semnificativ, aici mă refer la Europa și la România, și pofta aceasta investițională, pe măsură ce știrile medicale, deși sunt într-o notă destul de pesimistă, cu toate acestea începem să vedem tot mai mulți oameni în jurul nostru vaccinați sau care au trecut peste COVID. Una peste alta, așadar, este optimism. Rămânând la acest optimism și la această poftă de tranzacționare, pentru că am văzut și noi și am și scris despre numărul de conturi de tranzacționare deschise pe parcursul anului trecut și lichiditatea din zilele acestea de la bursă, undeva la 80 de milioane media anului curent. Mă uit și către statisticile celor de la Asociația Administratorilor de Fonduri și am văzut la final de februarie cele mai recente date undeva la 368.000 de investitori, dintre care 20.000 pe segmentul de acțiuni, cifrele sunt în creștere față de lunile precedente din 2020. Și de aceea, Aurel, o primă întrebare către tine vis-a-vis de strategia investițională, mai ales că acum vorbim, așa cum spuneam, și de noi maxime pe bursa locală. Care sunt primii pași pentru investiții?
primii pași, acum încerc să adaptez întrebarea ta, să-i găsesc un răspuns. Primii pași în investiții bănuiesc că te refer la prisma clientului. Exact. Prin prisma unui client. Prin prisma unui client care, de exemplu, zilele acestea s-a orientat, a analizat acțiunile, a analizat bursa de la București, a citit, a văzut că este la maxime și a decis să investească și de aceea vrea să se orienteze, cel mai probabil și din cauza unor factori, hai să spunem, nu are timp la dispoziție sau poate nu se pricepe atât de bine, se orientează către un administrator de fonduri. Da, cred că e cea mai bună alegere pe care o poate face, chiar dacă din punct de vedere a mesajului pe care îl transmit eu acum, ar putea părea destul de clișeist, dar nu este un clișeu. Pentru cei care acum văd evoluția trecută, cred că ar fi într-o zonă mult mai confortabilă mergând către un administrator de fonduri care are capacitatea și alegând un fond de acțiuni. Dar administratorul are capacitatea de a aloca mai mult sau mai puțin pe zona de acțiuni în funcție de decizia și de politica de investiție a fiecăruia dintre administratori. Cred, mai ales în momentele cum sunt acestea, când vorbim de noi maxime, că fondurile de investiție asigură o lichiditate mare pentru cei care intră în acest moment în piață, respectiv oferă și un echilibru pentru că nu trebuie un investitor care acum gustă piața de capital să se expună pe una sau pe alta dintre acțiuni. Așadar, fonduri de investiții, după care, odată cu testarea pieței, poate să ia o decizie și de a investi individual în câte o acțiune sau mai multe din piață. Și, de exemplu, acum dau un exemplu, undeva la 10.000 de lei, să zicem, cu un orizont de timp lung, 10-15 ani, care ar fi alocările în momentul de față? Cât să investesc în fonduri de acțiuni, cât în obligațiuni? Cum să arate portofoliul meu? Eu să știi că, în general, și de-a lungul timpului, uite că noi am avut numeroase discuții pe marginea acestui subiect, eu am rămas constant la un minim de expunere pe acțiuni de aproximativ 35-40% acțiuni. Uh-huh. Uitându-ne pe termen lung, cred că o astfel de expunere e una extrem de bună și aș putea să spun chiar precaută. Nu m-aș azarda ca investitorii să rămână exclusiv pe acțiuni, pentru că vedem volatilități. Chiar și în perioada aceasta de piețe la maxime, tranzactându-ne în piața din SUA, vedem volatilități de la o zi la alta. Plusuri, minusurile se acumulează. Așadar, cred că e bine să-și construiască fiecare un portofoliu echilibrat, dar care, din punctul meu de vedere, ar trebui să conțină către 40% acțiuni ca un nivel minim de expunere. Trebuie să recunosc că am spus asta des și îmi mențin părerea. Banii se vor face în continuare din zona acțiunilor care beneficiază și de dividende între timp și mai puțin din zona de venit fix, a cărei mare reușită va fi să poată să acopere inflația care se întrevede deja și pe care o și simțim. Uitându-ne, Aurel, la companiile din BET, am observat că toate și-au publicat rezultatele financiare cât și propunerile de dividende. Așadar, am trecut peste această, haide să-i spunem, perioadă de emoție cu privire la cum vor să-și remunereze companiile acționarii. Urmează adunările generale, știm cu ce se vor prezenta companiile în fața investitorilor, în fața acționarilor, dar mai avem, hai să-i spunem, un hop pe 25 mai, pentru că atunci este termenul limită pentru depunerea acelei declarații unice. Ori această declarație unică trebuie depusă atât de investitorii, persoane fizice care tranzacționează pe cont propriu, cât și de clienții administratorilor de fonduri. Iar, de exemplu, din punct de vedere ziaristic, am primit foarte multe mail-uri în ultimele săptămâni cu privire la completarea acestei declarații. Sunt mulți investitori care nu se descurcă și de aceea i-am trimis și către casele de brokeraj. Cum se vede din punct de vedere al unui administrator de investiții această declarație unică? Consider că este un hop în strategia de investiții? Sigur, aici răspunsul va fi mai complex și le iau așa pe rând. Eu cred că orice este un hop atâta timp cât trebuie să faci mai mult decât să dai un simplu click sau
atâta timp cât ai avea opțiunea de a nu face absolut nimic și lucrurile să se rezolve de la sine. Așadar, ca un administrator de fond de investiții de data asta și nu ca o casă de brokeraj pe care nu pot să mi-o asum ca răspuns din partea vreunui din jucători, ca un administrator de fonduri de investiții mi s-ar părea firesc ca reținerea impozitului să poată să fie făcută la sursă. Uh-huh. Și îți dau și explicația. În momentul de față, investitorii care au avut în anul precedent, în 2020, retrageri de sume din fondurile în care au investit, au obligația să depună la ANAF declarație. Depunerea, bineînțeles că funcționează electronic pe baza fișei de portofoliu emisă, dar sunt mai multe clicuri pe parcurs care trebuie făcute. Ceea ce susțin cu tărie este, cel puțin în zona fondurilor de investiții, un beneficiu, și și explic eu, de ambele părți, sau toți trei jucătorii beneficiază de asta, și statul, și investitorul respectiv, administratorul de fonduri, este posibilitatea de a reține la sursă impozitul și administratorii să fie cei care virează către ANAF în cele din urmă acest impozit reținut. Unde ar fi marele avantaj? Milităm pentru asta. Marele avantaj este că colectarea ar avea un grad mai bun, mai mare, pentru că nu am depinde la bugetul de stat de, să zic, 300.000 de investitori care odată pe an își declară și plătesc veniturile, ci am avea de a face cu câțiva jucători în piață, instituționali, care ar reține și ar vira către bugetul de stat aceste impozite. Ușurarea mecanismului, de fapt, este cheia pentru a atrage mai mulți investitori. Noi povestim în momentul de față despre performanțe. Performanțele sunt atractive, dar nu doar de termen scurt, uitându-ne la ultimul an, ci uitându-te la lung, ultimii 5 ani, 10 ani, sunt atractive. A zice extrem, dar să nu sărim în extrem cu declarația aceasta. Dar în același timp, facilitatea depinde mare parte și de noi, de a fi, cum îți spuneam, simplu în oferirea de produs. Și pe această cale, dacă tot mi-ai deschis posibilitatea de a enunța subiectul, cred că impozitarea la sursă ar fi un mare beneficiu pentru orice viitor investitor. Și uite, ca și o paranteză, când vorbim de randamente, uitându-mă la randamentele fondurilor administrate de BT Asset Management, BT Index România 43% în ultimele 36 de luni, 19% în ultimele 12 luni, vedem și un fond de obligațiuni undeva la 8% în ultimele 36 de luni. Deci iată randamente peste piață prin prisma BET-BK, peste indicele principal BET, dacă să comparăm cu BET asta, ca să încheiem paranteza. Iar la declarația unică, Aurel, care crezi că ar fi factorii care au stat la baza deciziei de a rămâne pe picioare? Pentru că i-am mai întrebat și pe cei de la finanțe dacă au de gând să schimbe această declarație. Undeva prin iarna anului trecut era Florin Câțu, era ministru al finanțelor atunci. M-a avut un răspuns destul de evaziv. Acum avem noi miniștri, un nou guvern. Care să fie factorii? De ce au rămas pe baricadă? La această întrebare, sincer să fiu, Liviu, nu pot să mă pronunț în mod direct și nici măcar să am vreo supoziție legată de subiect. Ce pot să zic este, pe de altă parte, că declarația unică în sine este și asta parte dintr-o normalitate. Adică putem avea venituri din mai multe zone, putem să avem niște cheltuieli deductibile, cum sunt, de exemplu, pensiile. Așadar, este firesc să existe această posibilitate odată pe an să-ți regleze așa zisele conturi. Pe de altă parte însă, sunt depozitele bancare care le putem considera la vârful degetului pentru orice persoană care are un cont bancar și la care la fel există acea cotă unică de impozit, dar este reținută la sursă. Exact. Zona fondurilor de investiții, dacă vrem să le facem de masă, înseamnă că trebuie să le ducem în zona mai degrabă a impozitării depozitelor bancare decât a veniturilor din
din alte surse de câștig, a câștigurilor din alte surse de venit. Ceea ce vreau să exprim, de fapt, este că simplificarea la zona fondurilor de investiții e o necesitate. În schimb, declarația unică este și ea la rând o necesitate pentru cei care pot avea, spre exemplu, pierderi din piața de capital. Este firesc să pot să declar că am avut pierderi și să mi se recunoască acele pierderi. Că poate n-am avut un an norocos. A fost puțin mai ghinionist anul respectiv. Nu e o problemă nici de cum că există declarația unică, dar simplificarea ar însemna ca la 95% din cei care investesc în fonduri de investiții și au câștig, reținerea să funcționeze la sursă, iar cei care se pot situa și în zona de pierdere să aibă posibilitatea de a-și regulariza această pierdere printr-o declarație unică. Important e când ne punem la drum toți să încercăm să facilităm piața pentru acei 95% dintre oameni care doresc o funcționare pe venit fix, fonduri de obligațiuni și vor să fie simplă. Iar cei care în rest vor să-și mai regularizeze veniturile, să aibă și ei posibilitatea asta. Ați avut... Răspunsul meu a fost mai larg, dar bănuiesc că înțelegi ideea în care mă gândesc. Până acum, Aurel, ați avut discuții cu Ministerul de Finanțe cu privire la această, hai să-i spunem, idee sau cu Bursa de Valori, la nivel de asociația fondurilor, la nivel de industrie? Eu zic că conceptual mergem într-o zonă constructivă comună. Ce vreau să scot în evidență este că dacă reușim să cu toții să rezolvăm și acest subiect, cred că piața de capital s-ar putea dezvolta în România și mai puternic, în condițiile în care chiar tu spuneai că s-au deschis și ați avut articole pe subiectul ăsta, s-au deschis printre cele mai multe conturi active ale ultimilor ani și mulți dintre clienți cu toate acestea s-au dus și către piețe din afară, care probabil sunt și mai flexibile în modul de impozitare. Eu cred că trebuie rigoare și administratorii de fonduri pot oferi rigoare asta prin impozitare la sursă. Plus că acum s-au aliniat acești factori, să le spunem, dobânzi scăzute, un mediu de dobânzi scăzute, deschiderea conturilor, un proces cât mai ușor, iată și prin administratori de fonduri un număr cât mai mare de investitori, iar acum investitorii probabil au nevoie și de această, hai să-i spunem, o ușurare în procesul de investiții. Iată în principal declarația unică, așa cum spuneam, până pe 25 mai. De exemplu, Aurel, mă gândesc aici să dăm un termen, să intrăm un pic în scenariul acesta, într-o ipoteză. Dacă vom avea această eliminare până la jumătatea anului, cum crezi că va arăta numărul de investitori până la finalul anului? Mă gândesc aici și la administratorii de fonduri, cât și la investitorii total de la bursă. Eu acum, părerea mea este că n-aș lega un mod direct de o creștere extraordinară a investitorilor datorită acestei, haide să-i spunem, facilități. Uh-huh. Eu cred că mai important de atât este că cu cât facem pași mai mulți în a simplifica, începând de la onboarding-ul acela online al clienților, până la o impozitare la sursă fără declarare acestui venit, dar cu posibilitatea de regularizare. Cu cât facem mai mulți pași în direcția asta, cu atât se duce și vestea că a investi este ușor. Deci în momentul de față ceea ce simt, în continuare, este că denumirea aceasta de asset management, fonduri de investiții, încă induce sentimentul publicului sau a investitorilor că e nevoie de sume mari, de one-off-uri care să conteze, și trebuie găsit un moment anume propice pentru așa ceva. Nu e deloc așa. Vorbim de investiții recurente, vorbim de programe de investiții lunare în sume de 50 de lei, 100 de lei, cât vrea orice investitor să seteze. Așadar, noi trebuie să ducem cât mai mult prin servicii și prin ușurință, cât mai mult zona de fonduri de investiții către client. Iar reținerea la sursă, ca să-ți răspund la întrebare, este doar una din multele rotițe care există pe parcurs, dar una extrem de benefică pentru că nu deranjează clientul ulterior investiției sale.
Schimbăm un pic registrul, Aurel, și ne uităm către strategia de investiție a BT Asset Management acum în contextul unor valori istorice a indicilor. Am observat ieri creșteri și pe piețele europene, ceea ce a susținut până la urmă și evoluția bursei locale, indicele DAX la maxim istoric, indicele BET la maxim istoric. Cum se reflectă aceste creșteri, aceste niveluri record în strategia BT Asset Management? Expuneți mai mult pe acțiuni în aceste condiții? Cum sunt lucrurile? Liviu, în ultima perioadă am menținut pozițiile pe care le avem, deși avem intrări de sume de la investitori. Cu alte cuvinte, noi ca administratori pe zona de acțiuni putem fi, trebuie să menținem un nivel minim de 85% acțiuni în portofoliu fondului și în aceste momente, din precauție, preferăm să fim în zona aceasta de 85% și nu puternic expuși în zona de 100% din active pe acțiuni, cum am fost în perioadele anterioare. Strategia este de optimism moderat. Faptul că piețele sunt la maxime istorice nu reprezintă niciun fel o garanție că de acum încolo direcția este doar de creștere. Și chiar cred că un administrator trebuie să facă asta când consideră că e nevoie de moderație în piață, să se poziționeze așa. Pe de altă parte, pot spune că noi suntem cu preponderență un administrator de fonduri de acțiuni pentru că avem un număr considerabil de fonduri cu expunere mixtă și de acțiuni. Însă, în aceste momente, de la plaja 85% expunere, suntem mai apropiați de 85%. Și acum, Aurel, în ultima parte a emisiunii, să ne uităm și către perspective, întrucât am văzut de la jumătatea lunii februarie până undeva prin primele zile din martie că acea creștere a yield-urilor din SUA a speriat piețele de acțiuni. Ieri, de exemplu, am văzut undeva la 1,74% pentru bondurile americane pe 10 ani, un nivel, cred că este maxim al ultimilor 13-14 luni. Bursa americană a fost pe minus, pe de altă parte, cele europene pe plus. Cum crezi că va arăta perioada următoare? Pentru că nu doar la noi, cât și pe piețele externe am avut acest sezon de raportări financiare. Ce ne așteaptă în perioada următoare? Ca un răspuns așa mai generic, aș zice că piața americană este mai îndreptată către growth și tehnologie și piața europeană mai degrabă value investing. Din punctul ăsta de vedere, cred că 2021 îi va favoriza pe cei care sunt mai degrabă value investing, pe măsură ce economia se va stabiliza și economiile se vor stabiliza și vom vedea o creștere a cererii, cred că Europa va fi favorizată din punctul ăsta de vedere versus SUA și mă uit chiar cu maxim de interes către România, care nu putem spune că, deși am trecut de maximele istorice, nu putem spune că suntem o piață supraevaluată. Nici de cum. Deci cred că Europa va avea un an interesant în sensul bun și România are viitor în față. Încheiem așadar pe o notă pozitivă. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost emisiunea ZF Deschiderea de astăzi, 31 martie 2021, ultima ședință de tranzacționare dintr-un prim trimestru, îi putem spune noi într-un limbaj ziaristic, de vis pentru investitori, cu aproape 14% creștere pentru indicele principal BET. Alături de noi l-am avut pe Aurel Bernat, director general al BT Asset Management. Aurel, mulțumim tare mult pentru prezență. Mulțumesc, Liviu, ca de obicei și eu. Până data viitoare, fir întins la acțiuni câștigătoare, numai bine! Yeah.
știu ce spun. Guvernul Câțu a decis cum îți vei trăi viața. Nu o să-ți dau acasă pentru că sunt obligat să stau după 8 seara la muncă. Știu ce te interesează. Medicii de la terapie intensivă vor să demisioneze în bloc, după ce ministrul muncii a spus că îi câștigă prea mult. Cum faci să-i ții? Știu cum să te fac curios. Ministrul transporturilor vrea să testeze în România trenurile cu hidrogen. Pe unde să circule cele trenuri cu hidrogen? Copleșit de emoții am fost când l-am văzut. Știu cum să te emoționez. O poveste tristă, alunecări de teren, inundații, pentru că am tăiat pădurile. Știu să conving. Ministrul Sănătății Voiculescu a pornit un nou scandal în coaliția care conduce țara. Deci guvernul spune că guvernul m-a mințit niște cifre. N-a spus asta, nu-s de acord. Asta e supra-interpretarea ta. Nu, eu cu asta nu sunt de acord cu ce spui aici. Autogoluri după autogoluri. Unde este premierul Câțu? Cum poți să tolerezi? Știu să câștig. Amândoi sunteți câștigători. Păi treaba e asta. Știu, deci știi. Și mai câștigată decât voi sunt eu pentru că știu.